Înapoi la bărci, cu forțe proaspete, avem parte de același tratament odată ce mergem la vale cot la cot cu begheiul. Atâtea puncte de interes prin fața ochilor, atâta culoare, atâtea mirezme, atâta liniște exterioară și interioară, este una dintre experiențele acelea cu încărcare de baterii și povești de dat mai departe. De dat mai departe dau poveștile și colegii noștri de călătorie, creatorii conceptului Lunca Urbană Bega, un proiect care a început așa din întâmplare, când Cosmin și Alex s-au gândit că zona din Amonte de Uzina de Apă este foarte ofertantă pentru studiu și s-au apucat de treabă. Așa a început o poveste care a adunat în jurul său o echipă serioasă de specialiști și energii pe măsură. De fapt, asta e cum transferi între profesii. Mie asta mi se pare foarte interesant. Deci biologii au fost foarte puțin implicați în ultimii zeci de ani, să zic, în procesul de planificare urbană, planificarea teritoriului. Ceea ce e foarte rău. E foarte rău. Deci e o profesie esențială, zic eu. Și de fapt, noi asta facem. Eu, ca peisagist, instrumentele mele sunt designul și gestiunea. Dar ca să fac design și gestiune, practic să integrez activități umane și chiar și pe infrastructură verde-albastră, trebuie foarte atent ales cât de mult permiți omului și cât lași ca natura să fie în... Și atunci, de fapt, ai nevoie de date precise. Din păcate, în planificare încă se lucrează cu date de când lumea. Nimeni nu face cercetare actuală, cum am făcut cu colegii de la universitate. Tu trebuie să ai date actuale în momentul în care faci și aceste date după aia le folosești în procesul de planificare. Și poți să iei decizii, fiindcă acum dacă ne uităm pe Bega, chiar și aici avem intervenții antropice. Acum astea nu sunt foarte invazive. Se construiește în mal, sunt grădini, se face un anumit tip de agricultură și toate astea trebuie gestionate printr-un plan de gestiune și în baza datelor oferite de biologi, astfel încât tu să alterezi cât mai puțin, deci intervenția antropică să fie cu impact minim asupra sau să fie cu un complementare, să fie un complementar, un echilibru dinamic. Timișoara cred că e și un caz fericit, că de fapt de la asta zic denominație, orașul de pe Bega, deci practic Timișoara stabilește clar, noi suntem orașul de pe Bega și Bega e parte din identitatea noastră. Acum, și a fost folosită Bega, nu cum spunea Pepe, exact. Acum niște ani era ceva foarte important. Da, era canal de comunicație între orașe, între zone europene, da, între rural-urban, fiindcă venea lemnul din satele montane deasupra din Țara Făgetului, veneau lemne pe canalul ăsta sistematizat și aprovizioneau cetatea. Din cetate plecau produse înspre toată Europa, nu? Au construit orașul pe baza lemnului. Da, au folosit Bega ca... fortificație, până la urmă defensiv, că șanțul de apărare era umplut cu apă din Bega, deci n-ai cum să nu o consideri identitară pentru oraș, e clar, cumva totul se învârte în jurul ei. Pornim mai departe și pătrundem pe ultima parte a tronsonului de astăzi în ceea ce se numește Lunca Urbană Bega, cu grădini, construcții și pontoane la mal, cu străzi astfel construite încât să dea fiecare către râu, căci viața cartierelor de pe malurile Begheiului a fost indestructibil legată, cu bune și cu rele, de apă. Iar apa asta, uneori lină, uneori învolburată și mâloasă, e parte din povestea acestor locuri și încă o mai scrie. Timișoara va fi mereu orașul de pe Bega, depinde de noi ca Bega să fie cu adevărat parte din identitatea Timișoarei. Mai povestim și alte date despre asta pe drumuri aproape.